Bine v-am prieteni! Iohannis a ajuns la mâna nici nu știu cui. A ajuns la propria fractură de mână. Că la mâna lui Ciolacu, a ajuns, n-a ajuns. La mâna liberalilor care nu vor lege pentru un om, nici știu dacă a ajuns. Așa că și-a fracturat singur tot ce a crezut lumea asta despre el. Da? Pentru că sunt niște lucruri de spus. Ești președinte. Vrei să fii și senator. Dar nu-ți dai demisia din funcția de președinte ca să prinzi alegerile. Mai ales că l-ai lăsat pe candidatul tău, Ciucă. Să fie președinte interimar, asta ar însemna, sau poate însemna, în anumite condiții un avantaj, dar nu faci asta. După aia, vrei să fii senator de ce? Poate ai niște proiecte incredibile, poate trebuie să continui niște lucruri care au rămas secretizate. Împreună cu partenerii externi. dar care să salea? Bă, nu zic să mi le spui. Doar să comunici. Domnul, este absolut necesar, este imperios necesar, este obligatoriu ca să ducă înainte niște proiecte. Noi avem niște înțelegeri cu partenerii externi, etc. și eu o să mă facă te cred și eu. Nu cred asta. Și o să vă spun de ce nu cred. Nu e vorba de inabilitățile aproape legendare ale președintelui Iohannis în comunicare. Nu, ci pur și simplu eu cred că este vorba de un cuvânt care atinge un paradox, cel puțin în Ardeal. Lenea. Dar de ce paradox? Și de ce cel puțin în Ardeal? Pentru că noi ne-am obișnuit să vorbim despre saș și, în mod evident, istoria ne dă dreptate, ca despre uh, printre cei mai harnici oameni care au populat vreodată partea asta de țară. Mă, și dintr-o dată îl vezi pe cel mai reprezentativ dintre toți. Este, cred că singurul SAS care ajunge să conducă o Românie în cele mai bune momente ale istoriei sale. Vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de apartenența la NATO. Și brusc te întrebi, ok, dar ce face? L-am văzut pe bicicletă, pe nu știu, pe unde prin Baleare. L-am văzut la Schi, l-am văzut la Golf. Ok, și nu ne plac chestiile astea. Dar în concediu. Uh, și mai departe. Mai departe, întrebările care au venit din ce în ce mai des s-au împuținat și a mai rămas doar una. Mâna, da, de ce tace Ioanis? Lucrurile astea, mai ales în momentele extrem de critice pentru popoare, și vorbim acum totuși despre o vânzoleală geopolitică la granițele României, mai sunt de, de neacceptat. Acum vrei să fii senator. Că ce? în mod normal nu se pune problema de a muri de foame. Nu mai mergi nici profesor de fizică, oricum n-ai fost foarte mult pe acolo că ai fost inspector. Statul îți dă 75% din tot ce câștigă un președinte, îți dă pe pist, îți dă mașină la scară, îți dă secretar, îți dă vilă de protocol, îți dă o grămadă de chestii și ai putea să stea liniștit, eventual să scrii memorie, memoriile dacă nu ești foarte leneș sau pur și simplu să te bălăcești în piscină. Și totuși nu. Vrem aici. Dar de ce? Vrem să fim senator, ca să ajungem președintele Senatului. Antonescu a venit și a amendat chestia asta și a spus, domnule, dacă ajunge Iohannis președintele Senatului și dacă ar mai ajunge și Ciucă președinte al României, uite că Iohannis ar avea un al treilea mandat. Eu am îndoieli vis-a-vis de, de, de franchețea, de adevărul absolut pe care îl conține fraza asta, pentru că acolo există niște probleme la sondaje. Nu știu dacă există un tur doi pentru Nicolae Ciucă Nu spun dacă da sau dacă nu ar fi bun okay? Ci ne luăm matematic Iohannis uh, ca președinte al Senatului va putea să facă mai mult Decât a făcut ca președinte? Pentru că ok, a ajuns președinte Dar a ajuns la concurență cu niște oameni Despre care știam tot felul de lucruri Ce lucruri astea ne-au speriat? Ponta, dotore tupeu incredibil. Apoi, Viorica Dăncilă, un, un pas înapoi în toată politica românească. Și dintr-o dată am zis, ok, votăm și noi iarăși. Băi, e sas, e mai așa, mai țâfnos. Sigur că da, e un președinte care poate reprezenta România, că tace mai mult decât vorbește. Și asta înseamnă că și gândește. Amândoi el. Amândoi el și cele mai mari îndoieli ar trebui să le aibă chiar peneliștii. Pentru că peneliștii au făcut două greșeli imense. Una, cărțile de pe toate marginile, sau mă rog, coperta aia de carte de pe toate marginile șoselelor din România. Cu ciucă, un ostaș în slujba țării. Pur și simplu, la început, toate astea au mirat, apoi au enervat, pentru ca în ultima clipă să intre într-un derizoriu ăla de în care doar bancurile cu bulă mai erau. Dar bancurile cu bulă erau făcute ca să, ca să ne salveze din tot felul de mocirile. Aici a fost altceva. Bancurile cu ciucă, când mai sunt 17 ciuci până în satul vecin, era un fel de ambalare, a frustrării, că bă, totuși ce se întâmplă chiar în halul ăsta? Asta e prima greșeală. A doua greșeală Vine chiar cu propunerea ca Iohannis să fie senator. Adică, bă, o lege pentru un singur om. Sigur, s-au mai făcut, Iliescu a făcut la fel. Dar asta înseamnă că PNL egal PSD. Urmarea, cel puțin în legenda publică, PSD egal PNL egal aceeași mizerie. Sunt mulțumiți liberalii cu chestia asta? Sunt mulțumiți. Să, să sacrifice tot ce mai înseamnă astăzi PNL-ul pentru funcția unui om. Și mai ales că omul ăsta a venit cu niște porniri incredibile. Adică a așezat cumva drobul ăla extraordinar, bulgărul de aur, foarte sus. Domnule, m-am înscris pentru concurs la NATO. Concurs. Mare Iohannis chiar a crezut că cineva îi dă un extemporal și trebuie să bifeze răspunsurile corecte ca să fie șef la NATO. Mai ales când toată lumea, la câteva ore, după ce a apărut pe Bloomberg știrea asta pe surse, în Statele Unite, Marea Britanie, Germania, cei mai importanți lideri și-au declarat susținerea pentru Mark Rutte. Mergem mai departe. Iarăși, în combustia asta internă a legendelor, noi, clar, nu ajunge acolo, dar țintește ceva la Consiliul European, ceva președinte, ceva mare, mare, mare. Nici asta n-a fost. Bă, stai un pic acolo, sunt foarte tari polonezii, sunt foarte tari cei din țările baltice, excelenți comunicatori, toți e, foarte bine pregătiți pentru tot ce înseamnă gâlceava asta geopolitică. Al nostru ce se caute acolo? Las că nu e niciun bai, că sigur merge comisar pentru apărare, că se face o funcție de a babană în Uniunea Europeană și o să vedeți voi la Comisia Europeană cum al nostru va fi comisar pentru, pentru apărare, un fel de ministru apărării da? în Uniunea Europeană. Dăm lovitura. Băi, și nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, am luat și noi niște firimituri cu Comisia Europeană, pentru că îți dai seama, acum mergem la Ciolacu. Ciolacu a vorbit cu, cu Ursula și cu toți ceilalți eu, uh, oficiali europeni prin translator. Că, no, încă mai ia lecții de engleză, mai ia lecții de economie și asta vrea să fie președinte. Și atunci, pur și simplu, ce-a mai rămas pentru Iohannis? Ai mă înapoi acasă, ai ratat aia, ai ratat aia, nu, no, hai acasă că îți dă tătucul, nu așa, mielul îl gras, vițelul îl gras. Și uite așa, am ajuns într-un derizoriu total. Un derizoriu total care ne va costa pe noi. Spun de ce. Pentru că încet, încet, clasa politică face tot posibilul ca să facă praf bufferul de încredere pe care trebuie să-l ai în politică. Sună urât, sună cumva paradoxal în românește să spui trebuie să ai încredere în politică și în politicieni. Știi de ce sună? Paradoxal. Pentru că tot paradoxal, prin politică se mișcă lucrurile. Nu se miște foarte multe cu demonstrațiile de stradă. Sunt momente, dacă vrei, de aur în tot ce înseamnă civismul, tot ce înseamnă, dacă vrei, breaking news-urile alea care rămân peste ani, prin procesele pornite, prin băgările la pușcărie sau mai știu eu ce succese. Sau, mă rog, succesuri. Ok? Urmate de mulțumescuri, a spus evident ghilimele. Și atunci, băieții ăștia, eu am impresia că se gândesc în felul următor. Băi, trebuie să facem ca în India, să fie niște caste, să fie niște uh, mormoloși de ea care stau la stat și care sunt dependenți de noi, pentru că noi, la fiecare om ăsta care muncește la stat, mai punem unul, un politruc, care îi zbește afișe. Și ăla de la stat va ști foarte clar că dacă vine vreo reformă, ăla de la stat care muncește, nu o să fie ales. O să alegem asta cu limitul afișelor. Și atunci este o presiune suplimentară pe ei. Da? Sunt o mulțime de oameni care muncesc suplimentar la stat, doar ca să acopere și munca ălora care au fost puși așa în ședința de partid. Asta trebuie spus. Bun bașca faptul că sunt o mulțime de instituții care nu au personalul necesar, dar în același timp avem aproape 1.300.000 de bugetari. Dar de ce? Pentru că sunt o grămadă de agenții care sunt împânzite de oameni care freacă menta. În loc să spui, ok, hai să vedem cum pune oamenii, da, cum angajăm acolo într-adevăr unde trebuie angajați. Și radem niște agenții de astea, câteva sute de agenții, că nu muri nimeni dacă merge în economia reală. Bun. După aia mai facem o castă de asta de uh, intelectual, de ăștia care trebuie să iasă în stradă care, dacă vor să trăiască. Profesor, medic, uh, așa? Bun. Facem o castă de asta micuță, uh, din când în când le dăm niște funcții, îi punem bază să candideze la București, după aia băgăm în măsa, etc., etc. Bun. Mai este o castă, Oia care trebuie să ne dea bănuții, antreprenori. Dar pe ăștia trebuie să-i luăm la ochi. Adică de ce? Câte piei ai pe tine? Cât Una. Nu, 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 trebuie să ai șapte ca să le luăm toate. Pentru că noi avem nevoie de pensii speciale, avem nevoie de o grămadă de chestii. Bun. Și pe ăștia ai raz, încet, încet. 47.000 de firme care s-au dus naibii din ianuarie până acum, doar în 2024 vorbim. Bun. După a faci casta asta care este cumva deasupra legilor, politicienii. Dacă nu faci greșeli mari, dacă nu dai un cap în gură șefului de partid, trăiești liniștit. A, ah, păi că mai intri un pic la pușcărie sau trebuie să fii condamnat sau ești condamnat cu suspendare și ăștia te pun, cum a pe neacșul mare mahăr în guvern. Vreau că ne înțelegem. Nu e o problemă dacă ești condamnat penal. Ok, și ce dacă? Ok, a, ah, ai un dosar la DNA. Lasă așa că trece, trece. Bun? Și casta asta începe deja să fie din ce în ce mai închisă. Din ce în ce mai, o să spun cuvântul, nesimțită. Deci, și ce dacă dau o lege pentru un om? Și ce dacă vreau să pun un președinte care habar n-are de limba engleză? Și ce dacă? Și ce dacă? Și ce dacă? Și ce dacă? Da? În sensul că poporul nu comentează. Ăia sunt dependenți toți de noi. Dacă vor să comenteze antreprenorii, le mai tragem o taxă, de mai dispăr în costă de instantaneu. Și da? rămânem noi singuri. Și toată lumea trebuie să muncească pentru ei. Acum că dau uh, o lege pentru un singur om. Eu m-am uitat să văd una alta, nu au fost mari reverberații în societate. Pentru că societatea cumva este adormită. Ok, ce trebuie să facem noi? Păi să cântăm dimineața pe deșteaptă române. Pe la ce oră? Pe la șase. Și după aceea ce facem? Mergem la muncă? A, ah, nu! Păi terminăm la șase și un sfert și după adormim. Cel mai bine se doarme pe deșteaptă române. Evident, poți să-l spui și în limba germană, aia din Sibiu, care seamănă foarte bine cu limba din luxemburg. Limba luxemburgheză. Și atunci vezi distanța dintre ce a ajuns România și ce a ajuns Luxemburgul. Așa întâmplător, ca să închem într-o notă, totuși, optimistă, dar în același timp de Bangsek. O zi bună.